au fost săpate săptămâna trecută pe o porțiune de 8 km. Oamenii trebuie să facă un drum suplimentar de câțiva kilometri ca să ajungă la terenurile și tehnica agricolă aflate după traseul Râmnița-Tiraspol. Localnicii spun că scopul autorităților nerecunoscute este să-i supună controalelor. Eu făcut că să nu treacă oamenii prin drumurile și lani care mai aproape de la Ogor, să ducă ca pe traseul Ogor. Și am văzut că se ducă pe la centru, pe la dâns, numai peste dâns. Că ei nu pot spune atâtea posturi acolo. Ei singuri sapă, ei singuri fac și vor cum vor. Trece mea ca și trasă, în fiecare zi ne ducem la Grigorocul la lucru și trecem trasă. Și în toată ziua trebuie să scriem migrațiuncă, seara și dimineața. Suntem trăitori pașnici care vrem să avem acces și la pământ, să muncim, să... și aceleași vite care merg în partea aceea că satul pe asta se ține. Autoritățile locale sunt neputincioase și spun că nu pot lua nicio decizie fără implicarea oficialilor de la Chișinău. Nu că numai trecem cu controlul la pașapoarte, dar acum și accesul la drumuri de pe ca pământul ne l-au închisă. Așteptăm ceva de la organele de drept care vor întreprinde ceva măsuri. Administrația de la Tiraspol nu a oferit nicio explicație. Reprezentanții Chișinăului în Comisia Unificată de Control au încercat să discute subiectul în ședința de joia trecută, dar partea transnistreană a refuzat. De la începutul anului, Tiraspolul a făcut mai multe presiuni asupra localnicilor satelor aflate în subordinea Chișinăului.